Legat de... Bine, bună ziua. Mă bucur să vă revăd după două săptămâni de pauză. Pentru voi, dar pentru... Adică, cred că și voi ați mai avut de lucru, da? Da? Cred că două săptămâni bune. Am avut și un meci amical, care chiar a fost un antrenament foarte bun. Am reușit să-l recuperăm pe Țuca. Vule, Augustin, zic eu, are cartea verde, va și face deplasare. Eu cred că poate să joace cel puțin o jumătate de oră. Mi-a plăcut așa ca prezență. Deci el va fi în lot. Țuca nu, Kadiri nu suspendat. Damian cunoaște situația, iar Iliev am înțeles că mai are o săptămână de la recuperare și revine sâmbăta viitoare. În rest, e, da, la Londra, da, la un centru de... nu știu. Cred că nu, cred că da, cred că nu. Cred că nu. Important e să vină sănătos și să nu mai aibă probleme, că nu e ușor. Adică au trecut 4 luni, a jucat 2 meciuri și noi îl plătim. Și un portar care a demonstrat că are calități și că avem nevoie. Avem nevoie că suntem doar în 2 portari și ăștia care sunt under. Bine că sunt bine, i-am felicitat, chiar dacă nu au participat, dar au fost acolo, s-au antrenat, au fost alături de antrenori, de staff, de toți care au pus umărul la această calificare. Sunt bine, toată lumea bine, entuziasm. Venim după 2 victorii, sper să continuăm la fel. Atmosfera e bună. Sunt conștienți că ne așteaptă un meci foarte greu și cei de la SEPS au trecut printr-o perioadă grea, cu schimbări de antrenori și jucători, mulți rulați. Acum am văzut că și ei s-au mai aranjat din punct de vedere al omogenității. N-au prea schimbat în ultimele 2 meciuri. Mai mult ca sigur că va fi un meci greu, dar noi ne așteptăm. Încercăm să ne impunem jocul acolo. Ne dorim foarte mult să venim cu un rezultat bun. În rest, lucrurile sunt bine. În primul rând, liniște. Liniște. Și cred că a reușit, eu știu, să aplaneze scandalurile care au fost. Știți foarte bine că e o echipă stabilă din toate punctele de vedere, și financiar, și ca organizare. Au un patron cum orice antrenor și-ar dori să aibă. Eu n-am de ce să mă plâng, aici lucrurile sunt super ok. Și se vede, poftă de joc le-a dat... mult mai implicați față de cum erau înainte. Da, am zis că totdeauna schimbarea de antrenor, uite, aduce un bine. Și lei chiar au adus. Și ca rezultate și ca joc. E o echipă care am văzut că în ultima perioadă e o echipă care se organizează foarte bine și pe tranziție sunt foarte periculoși. Au și viteză, au și jucători, au... un jucător ca Matei, care poate să elimine un om din joc, poate să, eu știu, să vină cu o pasă decisivă. Și asta au făcut-o la Sibiu, pentru că Sibiu, așa, ca posesie, au dominat jocul, n-au avut prea mare ocazie, dar a fost un meci echilibrat. Nu. Eu v-am explicat care e situația. Eu aveam un obiectiv, încerc să-l realizez cât mai repede și după aia ne mai gândim. Da. Păi ne mai gândim. Mai vedem ce e mai importantă. Play-off-ul e la noi obiectivul. Păi, nu, asta am spus, asta e obiectivul nostru, acceptat și de conducere și jucătorii. Trebuie să facem mai mult decât am făcut sezonul trecut. Lucrurile încep să fie mult mai bune, chiar dacă în prima parte n-am luat puncte și iar încep să fac calcule, măcar alea 2 puncte cu farul care le-am pierdut, eram pe locul 7 sau 6, încă 2 puncte cu Rapid, eram pe locul 2-3, deci am fost aproape. Nu mai vorbesc de Botoșan, nu mai vorbesc de Steaua, ocaziile care le-am avut, în care
sincer să fiu, am pierdut puncte din cauza noastră. Cauza noastră că n-am profitat de ocaziile care le-am avut, poate mai multă responsabilitate la golurile care le-am primit. Ce a fost, a fost. Acum am zis că au fost, cum să zic, trei calupuri. Primul calup, acum a doua, începe al treilea calup. Vorbesc eu totdeauna după întrerupere, vreau o etapă, altul nu am zis calup, etape. Deci au fost două etape, prima mai puțin bune din punct de vedere al punctelor, că nu am luat și am fi meritat. A doua a fost mult mai bună, mult mai echilibrată. Avem patru meciuri în care n-am pierdut. Sper ca băieții să, în urma rezultatelor și a jocului, să aibă încredere, ambiție, atitudine, e foarte important. Am văzut la ultimile două meciuri o stare de spirit bună, nu știu dacă au sfatul care l-am dat, mi-a să lua o bere, două și cum a zis eu, trei și toată lumea, mamă, ce antrenor, că îi trimite la băutură. Nu îi trimite la nicio băutură și pe vremea mea făceam. Și fac o mică paranteză, că prea mult și văd cu asta, că Rareș apare și tot aia. Dragii mei, eu am făcut programul în funcție de Rareș în ultima perioadă. Da? Și acum am orarul lui de școală. Deci a fost la un singur meci, jurnalistul care a fost un căcănar, care a profitat. A fost la meciul de cupă, în care el n-a venit la antrenament, că l-am învuit, că avea o, nu știu ce, meditație sau ceva important, sau un examen, și a ajuns seara târziu. Normal că au fost jucători care au mârit. A doua zi a jucat, n-a jucat prea bine, dar parcă ne-a bătut Craiova 1-0 sau ceva de genul ăsta. Atunci a fost și m-am enervat, gata cu școala, că m-am săturat. Dar eu niciodată nu i-am zis, bă, nu te duce la școală. Pentru că n-avea cum să-i spun lucrul acesta. Deci eu făceam antrenamentele în funcție de el, pentru că a avut două incidente, unul la antrenament în care a leșinat, unul pe teren, și după aia am aflat programul lui, care era un program foarte greu, cu trezirea la 6:30, cu școală, nici n-a apucat să mănânce, venea la noi. Dar eu am avut grijă de el. N-a mai jucat în ultima perioadă cât și-ar fi dorit și el și alții, pentru că deja era jucătorul celor de la Rapid și am încercat ca să dau, eu știu, minute mai multe jucătorilor care erau al echipei UTA sau care rămâneau în continuare. Dar degeaba, că i-am protejat pe unii și alții tot n-au rămas. Ne-au lăsat cu buza umflată și a trebuit să o luăm de la capăt. Eu cred că vor veni. Cred că vor veni. Acum puteam să zic, da, domnule, ne-am descurcat. Ai văzut că ne-am descurcat. Nu, ne-am descurcat, dar avem nevoie de ultra. Și ei sunt speciali. Și orice echipă și noi, cei din Arad și echipa, noi ne dorim ca ei să vină alături de echipă. Avem nevoie de ei. Au fost ceva, eu știu, neînțelegeri. Eu n-am fost pe bancă atunci, poate, sigur, luam altă decizie dacă eram acolo. Fabri bine acum. N-a ieșit. La primul meci l-am protejat. Nu puteam să schimb echipa. Pedro a făcut un meci bun. Dar e bine. Am discutat și cu el. Am nevoie de el. V-am zis că și el va fi o luptă, în ghilimele, între el și Pedro pentru al doilea vârf sau numărul 10. Bun, a plecat Ezechiel, nu știu, ce vă așteptați de la el, în plus, poate de ce ați primit, din jucător pe care l-ați cunoscut? Și care păi e un jucător care, la Ezechiel și au fost unii care se trezesc așa să vorbească. Vezi, Doamne, ce se întâmplă. M-a dat exemplu pe mine și cei la echipă. Ezechiel era jucătorul care avea cel mai mare contract aici. 10.000 de euro, că n-am ce să ascund, cu tot cu chirie sau plus chirie. Deci el avea cel mai mare contract. De-aia, la ce am oferit noi, el evoluțiile lui n-au fost convingătoare. Și nu a fost asta legat de financiar, a fost de comportament. Era un fel de șef de sindicat și mie nu-mi plac oamenii care, unu, nu apreciază ceea ce am făcut eu pentru el, că l-am adus de unde l-am adus și l-am băgat în circuit,
Și în al doilea lucru, nu-mi plac oamenii care caut alibiuri, că vezi, n-am luat o primă sau că salariul s-a întârziat cu o săptămână sau două săptămâni. Și asta m-a deranjat foarte tare, plus la ultimele două meciuri el n-a venit, care le-am jucat acasă, el avea alte probleme. Asta s-a uitat la televizor, a fost alături de echipă de la televizor. Și acum cred că mă cunoașteți. Mai ales jucătorii care eu am insistat ca să vină, care și câștigă mult la ce buget avem noi aici, trebuie să se comporte și să dea randamentul care eu mi-l doresc. N-a făcut-o, mi-am strâns mâna, a plecat cu banii la zi, jucător care nu are impresar, deci nu s-a dat niciun comision, nici înainte, nici acum, ca să nu mai tot cârcota și pe acolo, că de afară să aducă altul care a venit. Damian, la fel, a venit fără impresar, a acceptat un salariu la nivelul lui Cristea și al lui Borcea până în iarnă și după aia va avea alte condiții. Deci, îmi pare rău că nici nu pot să... Nu, da. Nu era accidentat. Era o accidentare de asta, ce a făcut și rezonanța magnetică și nu arăta nimic, avea leziuni mai vechi. Și asta m-a deranjat și chiar am insistat să reușim să... Ne-am despărțit pe calea amiabilă, nici n-a dat niciun telefon, nu și-a rămas bun nici de la colegi. Asta e, mergem înainte. Eu cred că nu e o pierdere, da? Nici din punct de vedere financiar și nici ca prezență. El a făcut o perioadă bună când l-a avut pe Luca Sen lângă el. Și acum reproșesc că eu n-am reușit să aduc un atacant de profilul lui Luca Sen. Bun, urmează să vorbească Dumitru, am înțeles. Da. E mult mai bine. Chiar am vorbit cu el, e mult mai bine, prezent. Adică e Dumitru pe care eu îl știam. Ușor, ușor, le-am și spus la mine, nu există titular, nu rezistă rezerve, vreau să țin grupul în priză. Toți care o să mai fie schimbări la meciul ăsta față de meciul trecut, dar cei care intră din contră, trebuie să joace mult mai bine, mai bine ca ceilalți, ca să... Eu știu să îmi dea o siguranță că pot să mă bazez pe ei și că ei pot să continue la UTA. Dar e pregătit? Eu zic că da. Eu zic că da. Am văzut și în bandă poate să joace. E clar că dintre regret și eliminarea asta lui Kadiri, pentru că deja din punct de vedere fizic e mult mai bine, a slăbit 3 kg, 2 kg sau nu știu cât a slăbit. De mult mai... Aveam nevoie și de el. Acum Costache, dintre tot ce e aici, Costache eu l-am reprofilat ca atacant, am mai jucat atacant, poate să fie o soluție, plus de asta jucăm în deplasare, încă nu m-am gândit exact, dar toți sunt ok. Dacă l-am luat și pe Vule cu noi, e clar că mă gândesc chiar și pe el să-l folosesc, dacă va fi nevoie. Mai ai treabă aici, dar n-am un cont? Nu știu, iar nu. Nu. Nu știu. În ultimele zile s-a auzit de transferul Mikovski. Nu putem să vorbim acum de transfer, noi ne dorim și Mico cred că și el, da, și n-a fost inspirat, că el n-a simțit că are șanse mai puține să joace. V-am zis, Mico oricând e binevenit aici și eu sunt sigur că dacă acolo nu joacă, mai mult ca sigur, el o să-ți dorească o soluție, pentru că aici s-a simțit foarte bine și bine pentru toată lumea, și pentru Clubul Rapid, și pentru Mico, mai ales și pentru noi. Dar nu poți să ai un jucător ca el. Și legat de basta cu Dinamo, era un contract bine făcut, deci ei știau că n-au nicio șansă. Și de-aia sunt așa un pic surprins, că poate n-au vrut să iasă din insolvență, din moment ce au mai... făcut ce au mai făcut. Da, și să nu-l frece grija pe administratorul judiciar, că banii vor merge spre biserică și spre câini. Dar ăia adevărați, nu venetici ăștia și șacalii care sunt acum la Dinamo. Care nu interesează. Ei interesează situația lor. Că dacă ei să vorbesc de bani pentru domnul administrator, el are un salariu bunicel de vreo 3 ani sau 4 ani, cred că e al 4-lea an de insolvență. Plus ce a mai luat, comisioane de la transferul lui Sorescu. O să dea din aia 60.000, o să-mi dea aia 30.000 care erau datori. Și contractul era foarte clar, era oglindă. Dacă eu plecam,
trebuia să le dau 4 salarii. Dacă ei mă dădeau afară, trebuia să-mi dea 4 salarii. Era simplu. Poftim? A, nu știu, a fost un judecător sau un judecător care... Nu știu ce a fost. Mă bucur că s-a rezolvat și lucrurile sunt... Au intrat în normal. Oricum erau în normal, n-am nicio treabă, că eu n-aș fi vrut să ajung în situația. Eu sunt singurul jucător, fost jucător, care am ajutat clubul cu bani. Restul, povești. Da? Deci am împrumutat și nu cu 10.000, 100.000, cu bani mulți am împrumutat clubul. Și am pierdut. Și am dat și prime și rednic. Să ziceți ce vreți de rednic, da? Rednic, să nu ziceți că nu e antrenor bun și că e prost. Dar rednic nu e prost. Da? El tot timpul și-a notat și... Și când a dat prime și s-adună aproape 150.000 de euro prime care le-am dat acolo cât am fost. Și am plătit și ea. Și aici am dat și o să dau în continuare. Pentru că... Dar nu s-au adunat. Nu s-au adunat. Sper să nu s-adune.